Miercuri 15 mai, de la ora 17 la sala sporturilor din Zalo, elevele lui Gherghetadiș vor disputa în fața propriilor suporteri ultima partidă din actuala ediție de campionat a Ligii Naționale Feminine de Hambal, tocmai în fața echipei Hambal Club Dunărea Brăila, echipa alături de care în sezonul precedent s-a luptat tot în ultima etapă a respectivului sezon pentru medaliile de bronz. Dacă în sezonul precedent duelul dintre cele două grupări a condat pentru medalii, de această dată cel puțin în ceea ce privește gruparea sălăjană este doar unul pentru un loc în cupele europene, în timp ce pentru echipa adversă eventuală victorie ar echivala și cu câștigarea medalilor de bronz, astfel că duelul dintre cele două formații va fi unul crâncen în care ambele combatante vor da totul pe teren pentru a-și apropia victoria. În ciuda obiectivului fixat la început de sezon, reconstrucția echipei și o clasare în primele șase echipe, sălăjencele nu vor să se mulțumească cu puțin și își doresc cu ardoare să termine campionatul pe locul 4 pentru a evolua și în sezonul viitor în cupele europene, mai ales că din viitorul sezon în lotul echipei va reveni una din cele mai valoroase jucătoare din România, pivotul Georgiana Ciuciulete, jucătoarea care lipsă s-a resimțit enorm de mult în sezonul care stă să se încheie. Mai mult de atât, Valeria Beșe și cu echipierele sale doresc să-și ia la revedere de la suporter printr-o victorie, iar mai apoi în jocurile din Cupa României competiție ce va avea loc săptămâna viitoare, în perioada 20-22 aprilie la ora de a aibă un parcurs cât mai lung. Duelul dintre Hambal Club Dunărea Brăila și Hambal Club Zalov va fi arbitrat de Bogdan Nicolae Star din București și Romeo Mihai Ștefan din Ploiești.